Până la urmă, căutând în arhivă și căutând în literatura existentă de science fiction, m-am hotărât că ar trebui să structurez această conferință în două bucăți mari. Prima dintre ele este cât se poate de pragmatică, de istorică și de abordabilă academic, pentru că se referă la studiile de urbanism patronate de Primăria Bucureștiului, începând imediat de la sfârșitul Primului Război Mondial. Și este o abordare în care viitorul e tratat într-o cheie foarte rațională, foarte pragmatică, chiar trebuie să spun. Voi începe cu asta și, ca să încep cu asta, trebuie să evoc un personaj despre care eu cred acum că a fost, dacă nu singurul, în orice caz, cel mai important urbanist pe care l-a avut România interbelică și care se numește Cincinnatus Sfințescu. Da, fără nicio legătură cu acel autor regional numit Iuliu Sfințescu. Cincinnatus Sfințescu era un inginer născut la Slatina și care, ca formație, era cumva minoritate printre intelectualii români, fiindcă se formase în special în spațiul german și la Berlin, mai puțin în zona franceză, dar care, după terminarea facultății, a făcut o călătorie de studii, care a inclus inclusiv Statele Unite. A fost un personaj foarte interesant, pentru că el a elaborat primul plan de sistematizare al Bucureștiului în cadrul României Mari și îl conturează chiar în 1919 într-o carte care se numește chiar așa București în viitor. După care, în 1926 apare și prima lege de organizare a orașului București și în 1929, când face un prim bilanț, sigur, nu este chiar atât de fericit, pentru că nu întotdeauna ceea ce imaginează specialiștii rezultă din discuțiile și dezbaterile politice. După aceea și lucrat o bună bucată de vreme la Primăria Bucureștiului, început din anii 30, mai întâi în un uriașul serviciu tehnic al Primăriei Bucureștiului și după aceea într-o secțiune a cadastrului bucureștean. Trebuie să știți că Bucureștiul a început să se preocupe de un cadastru al orașului cam de pe la 1928, când în colaborare cu o firmă de aviație franceză încep să facă fotografii din avion în vederea cartografiei. Și el este printre pionierii acestei munci. E bine, atât cât l-am putut eu ghici din scrierile lui scris științifice, personajul Sfințescu e interesant pentru că nu este un visător, nu este un futurolog îndrăjit, ca să zic așa. E o persoană foarte realistă, care are câteva chestiuni de bun simț. Apropo, ca o curiozitate, în perioada interbelică urbanismul, profesia de urbanist era nomenclator meserilor internaționale, nu doar românesc, asimilat la artele frumoase. Ceea ce pe el îl revoltă, pentru că spune că, de fapt, e o chestiune foarte tehnică, foarte naturală, foarte ingineriască și chiar necesită abilități administrative. Până la urmă, ceea ce reușește să dezvolte Cincinnatus Sfințescu este o întreagă filozofie a dezvoltării orașului București. Ideea lui de bază este aceea că nu e bine să proiectezi pe termen foarte lung, pentru că proiecțiile pe termen foarte lung vor ajunge la un moment dat să se încrucișeze cu acele epoci de schimbare a civilizației orașului, a modului de viață în oraș, spune el, care epoci sunt, nu pot fi condiționate de urbanist și ca atare ar fi nerealist ca urbanistul să proiecteze viața cetățenilor mai departe decât îi permite sociologului sau antropologului un alt a meseriei lui să înțeleagă cum se schimbă societățile umane. Asta este foarte interesant. Numai că durata lungă în urbanism înseamnă undeva între 50 și 100 de ani. Deci, deja la orizontul vieții unui om este viitorul. Este un viitor pe care poate să-și imagineze foarte bine că nu-l va apuca. După aceea, ce spune el este că orașul trebuie lăsat să se dezvolte natural.
nu trebuie să încerci să înfaleci cu viziunea ta și cu dorința ta de a programa cu orice preț un anume timp de dezvoltare, ceea ce este habitudinea naturală a locuitorilor orașului respectiv. Deci, ca să poți să proiectezi în viitor dezvoltarea unui oraș, trebuie să înțelegi modul de viață al locuitorilor, trebuie să înțelegi care sunt obiceiurile lor, cum anume s-au obișnuit ei să funcționeze în spațiul orașului și să încerci să te adaptezi tot timpul cu proiecțiile tale la aceste evoluții. Sunt câteva chestiuni foarte interesante pe care le prevede el, de exemplu. La un moment dat identifică câteva chestiuni, câteva probleme de la care ar trebui proiectat viitorul orașului. Și prima și cea mai importantă, sigur, este complicatul sistem administrativ al orașului București, al municipalității Bucureștiului în primul rând, care sigur ține de o anumită voință, inclusiv politică. Dar ceea ce este foarte interesant, el constată că în București, care este un oraș de contraste, un oraș în care fie oamenii foarte bogați și construiesc case somptuoase, fie la periferie sunt locuiți în mizerie. Lipsește o clasă de mijloc, cum i-am spus noi astăzi. Și ceea ce își proiectează el ca evoluție dezirabilă în viitor este o politică industrială în Bucureștiului. Dezvoltarea nu, așa cum vor face ulterior comuniștii, cu orice preț a unei industrie, ci crearea unor facilități, căi de transport, antrepozite, depozite, spații, terenuri pe care să se poată construi mici afaceri, mai ales la periferia orașului, în așa fel încât oamenii să construiască afaceri, să creeze locuri de muncă și orașul să se populeze cu o categorie profesională care să fie, sigur, proletară, dar iarăși nu în sensul în care ulterior comuniștii ne-au învățat pe noi să percepem termenul, ci să fie o categorie de oameni care au o profesie, sunt calificați și care, în consecință, câștigă bine din profesia lor și își pot construi niște case în apropierea celor locuri industrializate care să fie decente, să fie frumoase, să respecte niște condiții minimale de igienă. Asta înseamnă și asanarea periferiei Bucureștiului, care la momentul acela arătarea alimentă foarte prost. Și spune el că asta permite și păstrarea specificului orașului. Și aici este într-o a doua discuție foarte interesantă pe care el o lansează în interpelic apropo de viitorul Bucureștiului. De foarte multe ori, în general, urbaniștii Sfințescu și numai nu inventează în București apa caldă, ca să zic așa. Au niște modele de referință. Ceea ce mi s-a părut foarte interesant a fost, sigur, cu toții voiau ceea ce ne dorim și noi în casă, și anume că orașul să fie o metropolă europeană civilizată.